Credincioșii au ajuns la Curtea de Argeș nu numai din Argeș, ci și din Vâlcea, Dâmbovița sau Olt și au fost îndrumați de jandarmi în așa fel încât fiecare să ajungă la moaște în ordine. Oamenii au adus cu ei lucruri ale celor dragi, acatiste, dar și crenguțe de brad pe care le-au trecut pe la racla sfântă. Apoi le vor duce acasă ca să le poarte noroc. Când faceți fapte bune și ajutați pe cei săraci, le dați apă celor însetați, hrană celor flămânzi, veșmânt celor goi, cercetați bolnavii, zice, mie mi-ați făcut, făcând acestor frați ai mei mai mici. Așa a făcut Sfânta Filoteia. Nu doar bătrânii, ci și copiii și adolescenții au venit să se roage la Sfânta Filoteia. A fost o sfântă și mi se pare normal să venim. Credem în face minuni. Am venit în cârje anul trecut și am plecat fără cârje. Cred în credință. În primul rând să fim mai buni unii cu alții, să dăruim din puținul nostru, pentru că ce dăruiește se întoarce într-un fel sau altul. Deși racla este la Curtea de Argeș tot timpul anului, mii de oameni au preferat să vină în această zi specială. Preoții au pregătit ceaiul calde și covrici pe care le-au împărțit credincioșilor care au îndurat frigul. Un cor le-a cântat tot timpul manifestării.